Un călugăr bătrân de la o mănăstire m-a învățat cum să mă rog, să fiu mereu ferită de necazuri, de greutăți, de lipsuri și de rele. Eram deznădăjduită și oricât de mult mă chinuiam, viața mea era plină de lipsuri și probleme. Când mă puneam seara în pat, mă gândeam: mai sunt 2 săptămâni până iau banii și eu deja nu mai am nici măcar de pâine. Dar lipsa banilor nu era singura problemă. Tot felul de necazuri se abăteau asupra mea. Boala, singurătatea și lipsa speranței. Într-o zi, cu inima plină de tristețe și amărăciune, mi-am descărcat oful la o vecină care îmi era mai degrabă ca o soră. După ce m-a ascultat cu atenție, mi-a spus: vecina, de ce nu mergi cu mine la mănăstire? Știu un călugăr acolo care are un har deosebit și care te poate ajuta. Simțeam o rază de speranță în cuvintele ei. Am acceptat, deși eram sceptică la început. A doua zi, ne-am urcat în autobuz și am plecat către mănăstirea despre care îmi vorbise. Călugărul, un bărbat bătrân cu ochi senini și o voce calmă, ne-a primit cu căldură. M-a privit adânc în ochi și mi-a spus: soră dragă, spune-mi ce necazuri te apasă. I-am povestit totul. Despre lipsurile materiale, despre problemele de sănătate și despre disperarea care mă învăluia. Secretul pentru a scăpa de greutăți și a avea o viață îndestulată este să rostești rugăciunea de mulțumire, mi-a spus el cu blândețe. Nimic nu este mai puternic decât această rugăciune. Chiar dacă nu ai pe masă decât o coajă de pâine uscată, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru ea. Chiar dacă te ridici din pat dimineața să mergi la muncă și ești frântă de oboseală și copleșită de griji, mulțumește că ai un loc de muncă. Mulțumește pentru viață, pentru apă, pentru mâncare, pentru acoperișul pe care îl ai deasupra capului, pentru orice. În mintea ta să fie mereu rugăciunea de mulțumire și vei vedea cum se va schimba viața ta. Am ascultat cu atenție și, deși sceptică, am decis să urmez sfatul călugărului. M-am întors acasă și am început să mulțumesc pentru fiecare lucru mic din viața mea. La început, a fost greu. Părea atât de greșit să mulțumesc pentru o bucată de pâine uscată sau pentru o zi de muncă obositoare, dar am continuat. O lună mai târziu, începuseră să apară schimbări. Nu erau miraculoase, dar erau schimbări vizibile. Într-o seară, m-am pus în pat și mi-am dat seama că nu mai simțeam acea povară uriașă pe suflet. Mă simțeam mai ușoară, mai liniștită. Într-o dimineață, m-am trezit cu un sentiment de speranță. Era ceva ce nu mai simțisem de mult timp. Am mers la muncă și am mulțumit din nou pentru fiecare lucru mic din ziua mea. Chiar și atunci când am avut o discuție neplăcută cu un coleg, am mulțumit că am avut puterea de a rămâne calmă și că am putut învăța ceva din acea situație. Într-o zi, când m-am întors acasă de la muncă, am găsit un plic în cutia poștală. Era o scrisoare de la o rudă îndepărtată pe care nu o văzusem de ani de zile. Aceasta îmi scria că aflase despre greutățile prin care treceam și îmi trimitea un mic ajutor financiar. Lacrimile mi-au umplut ochii de recunoștință. Îmi dădusem seama că rugăciunile mele începuseră să dea roade. Iar apoi la muncă, am fost în sfârșit răsplătită după merit. Directorul m-a numit șefă de secție. Așteptam de mult timp acest lucru, dar, sinceră să fiu, îmi pierdusem speranța că se va întâmpla vreodată. După câteva luni, am decis să mă întorc la mănăstire și să îi mulțumesc călugărului pentru sfatul său. Când am ajuns, i-am povestit totul. Călugărul m-a privit cu aceeași blândețe și mi-a spus: vezi, soră dragă, puterea mulțumirii este imensă. Când mulțumești, îți deschizi inima și mintea către binecuvântările lui Dumnezeu. Nu te opri din rugăciuni și vei vedea cum viața ta va continua să se schimbe în bine. Am plecat de acolo cu sufletul plin de pace. În fiecare zi, am continuat să mulțumesc pentru fiecare lucru mic.
și lucrurile continuau să se îmbunătățească. Sănătatea mea a început să se îmbunătățească, iar problemele nu se mai abăteau asupra mea la fel ca înainte. Oamenii din jurul meu observau schimbarea și mă întrebau cum reușisem să depășesc toate greutățile. Le povesteam despre rugăciunea de mulțumire și despre călugărul de la mănăstire. Într-o zi, vecina mea, cea care mă dusese la mănăstire, m-a întrebat: cum te simți acum, vecina, după tot ce ai îndurat? Mă simt binecuvântată, i-am răspuns. Am învățat să apreciez fiecare moment și fiecare mică binecuvântare din viața mea. Sunt atât de fericită pentru tine. Știam că acel călugăr te va ajuta. Timpul a trecut și viața mea a devenit cu adevărat minunată. Continuam să-mi fac rugăciunile de mulțumire, iar binecuvântările continuau să curgă. Nu mai simțeam povara greutăților și a necazurilor, ci doar bucuria și recunoștința pentru tot ceea ce aveam. Într-o seară, m-am pus în pat și am închis ochii, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru tot. Am adormit cu un zâmbet pe buze, știind că, indiferent de ce îmi va aduce viitorul, voi fi mereu recunoscătoare și binecuvântată. Aceasta a fost lecția cea mai importantă pe care am învățat-o de la călugărul de la mănăstire: puterea rugăciunii de mulțumire. Și datorită acestei lecții, viața mea s-a transformat într-un mod minunat și neașteptat. Încercați și voi, oameni dragi, rugăciunea de mulțumire. Chiar dacă sunteți triști și deznădăjduiți, chiar dacă sunteți în necaz sau boală, rugăciunea de mulțumire este foarte puternică și poate aduce în viața ta liniștea, sănătatea și prosperitatea de care ai nevoie. Mulțumește-i lui Dumnezeu chiar și pentru puținul pe care îl ai și El va avea grijă să îți dea pe zi ce trece tot mai mult. Vei simți cum binecuvântările sale se vor revărsa asupra ta și a familiei tale. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă și urmărește-ne!